Bălul bobocilor este întotdeauna o provocare atât pentru proaspeții liceeni, cât și pentru cei din clasa a 12-a care organizează evenimentul. Chiar dacă probele au fost cele standard, defilare, probă de talent și cultură generală, manifestarea a fost plină de momente artistice. Doar cei mai buni au învins emoțiile și au câștigat titlurile la care au visat. Balul a fost foarte frumos, sincer nu mă așteptam să port această onoare pe piept. Îi mulțumesc mult lui Vasilică Burloi, că fără el nu s-ar putut fi întâmplat asta. El ne-a ajutat foarte mult. A muncit mult cu noi. Unii nu veneau la repetiții. Și ce pot să spun? Fără el, eu nu puteam să port asta. Cât de mult ai muncit? Foarte mult, de ore în șir. În fiecare zi veneam la școală, făceam o oră, două, mă duceam la repetiție. Super, e de neuitat. E ceva ce nu se mai repetă încă o dată. Cum ai reușit să câștigi titlul de Miss Bobov? Sincer, nu mă așteptam. A fost ceva de neașteptat. E multă muncă. S-a apărut vreo probă mai grea? Valsul. De ce? Că mi-a fost frică să nu mă încurc. Mi s-a părut frumos. Ce să zic, îi mulțumesc lui Vasi, că fără el nu făceam nimic. Ești mulțumit de premiul obținut? Da. Ce probe ți s-au părut grele? La vals. Ultima oară a oprit muzica prea repede și mi s-a părut bine. Organizatorii se declară mulțumiți de modul în care s-a desfășurat balul bobocilor din 2018 și îi cataloghează pe participanți ca fiind niște tineri extraordinar de talentați și demni de a lua locul generațiilor trecute care părăsesc instituția. A fost un bal al bobocilor foarte frumos, am muncit mult împreună cu copiii de clasa 12 și bineînțeles cu bobocii. Cred că avem mai mult de o lună de când ne pregătim. Am avut momente numeroase și frumoase. Copiii parcă sunt din ce în ce mai talentați și din ce în ce mai pricepuți în ale lumii artistice. Au cântat, au dansat și au avut și câteva momente de teatru cu elevii care sunt participanți la un cerc de teatru de aici din oraș și chiar am fost impresionați de talentul acesta al lor și i-au amuzat mult și pe copii și ne-au impresionat pe toți. Noi zicem că a fost un spectacol ziua de astăzi. Sperăm că a plăcut tuturor celor ce au fost alături de noi. Nu rămâne decât să-i felicităm pe participanți și să le urăm ca cei 4 ani de studii să fie la fel de prosperi și de ușori, cum a fost pentru ei experiența celui mai important bal din viață.